Bun salutare tuturor, numele meu este DS și astăzi ne găsim la un nou episod din frumoasa noastră carieră băieți cu fece România în Championship. În acest episod din câte se pare avem câteva partide destul de interesante, o să simulăm, o să jucăm și cred că o să facem ultimele noastre transferuri, bugetul fiind de 9 milioane de o, cam dar da, poate mai vedem și noi vreo ceva. Îl vedem aici pe Marin Troister cu un epic, epic save și haideți băieți avem parte de un super episod. Vom înaintea în campionat și sperăm să facem câteva transferuri foarte interesante, mi-a luat un nou cablu ca să nu se mai deconecteze, dar de fapt problema este la joystick, am joystick-ul stricat. Urmează băieți primul meci potriva echipei de pe penultimul loc, are oare doar înfrângeri, doar înfrângeri și vedem că nu, are două egaluri și două înfrângeri. Fiind de echipa de pe penultimul loc mă gândeam că au doar, doar, doar înfrângeri, păi cred că e mai ok să simulăm ca să jucăm meciul din cupă, mai ales că vom băga câteva rezervi știind că titularii vor fi puțin obosiți, i dăm un quicksim și scoatem un 3 la 1 categoric rotariu, vraci, mamă, bărc, cartonaș roșu și ghindio, vean marchează. Îmi place că nici n-am terminat cu perioada de vară, dar noi deja începem să simulăm, mamă, ce cei de la Roma. La mine este prima oară când văd chitu acestora și vedem o ofertă cu schimb și o să negociez pentru că am înțeles că s a scos bugu. Până acum mă plângeam că, băi, gata, dacă dă cu schimb nu putem face treaba aceasta, dar mi-ați spus unii dintre voi că s-a rezolvat, așa că vă cere 1,2 milioane și vedem că nu s-a rezolvat nu s-a rezolvat și e în continuare cu schimb Voi întreba atunci de un 1,1 și vedem că acceptă a deci dacă nimeresc suma cred că am înțeles acum cum funcționează până acum de fiecare dată când negociem, dar de fiecare dată indiferent de sumă știu când dădea de continuare un alt player cum s-a întâmplat și acum, dar văd că dacă dai în acest moment suma potrivită merge, ne bucurăm Bărca are cartonaș roșu și nu poate juca în această partidă. De ce? Pentru că doar roșu a fost în championship, nu a fost în cupă. Vom înainta pentru a vedea care este situația și Corbeanu, canadianul cu origini române. Vedem că este atacant. Vom juca împotriva acestui jucător. A să-l schimb pe Bărc. Probabil este o regulă, dar nu știu, e cam stupidă. Doamne, deci nu veni să cred că e enervant. Nu pot să schimb pe Bărc. Dau la echipă să modific, nu merge. Cum ar trebui? Cu cine să-l schimb? Cu... Fac cu absolut nimic, îl bag pe Radu, nu merge Îi dau play și dau la modific aici, tot nu merge Stați că am greșit, bărc, cu cine, cu Radu, tot nu merge Trebuie deci dau neapărat pe schimbare automată N-am nici cea mai mică idee cine va intra, că nu pot să fac eu ce schimbări vreau. Din câte știți, am avut ceva mici probleme, de aceea n-am putut să postez câteva zile, dar cred că mai bine rămânea cu problemele mele, că m-a revenit la jocul FIFA și deja mi-a stricat toată starea. Chiar sunt curios să văd cine a intrat în loc. Sper că rus măcar. O intra rus. Hai că nu e atât de oribil pe cât mă așteptam, dar să jucăm acest meci din cupă împotriva lui Corbearu. Sperăm să-l umilim dacă tot. Vraciul și de carul echipei înaintează superb și-l vede direct pe fluieraj, dar îi trimite capitanului Ghindiovean. Sau cel puțin eu l-am văzut acolo pe flueraș puțin mai liber. Ghindiovean pe jos, dar nu este nimic. rotariul la balon în acest moment, îl așteaptă pe flueraș. Dar avem corner. Show! Blocat, excelent, acolo de către Moldovea. Nu este problemă că calmă. Sterling la balon, îi trimite direct lui Vraciu. Vraciu o lasă, super pentru Ghindiovean. Și Ghindiovean direct la portar, dar Ilie, hopa! s-au băgat frumos, fără niciun stres, gol 1 0. Totuși, cam cu echipă de Liga 3. -a. Cred că va fi un parcurs destul, destul de ușor. Mă bucur că joc acest meci pentru că n-am mai din FIFA-ul de câteva zile bune și, na, mă mai obișnuiesc și eu că urmează un meci poate mai important în campionat băieților, cu primul gol în două parte de jucate în cupă. Lovitură liberă tot Corbeanu, bă, dar este vedeta echipei. Nu este problemă, mă bucur că joc și acest meci și datorită faptului că nu voiam să risc de a pierde acest duel. Îl vedem foarte frumos pe Rotariu, Rotariu care o lasă lui Fluieraș, Fluieraș, Plan. O echipă slăbuță, băieți, este o echipă slăbuță. Suntem siguri că nu vom pierde această parte, deci hai direct cu rezultatul ăla. Mare rost să comentez, posesi 38%, 3 șuturi în care trei pe poartă, gol în minutul 20, știm că Florăș o marcată 19. Nu o să mai am încredere în viața mea în simulări. Dar hei, ce să vedeți, suntem eliminați. Pe merit. O să încep să urăsc jocul ăsta, vă zic cât pot de sincer, o să încep clar să urăsc jocul ăsta, se vinde și portarul de rezervă. Ești curios acum de o chestie, cu care poate juca? El a luat roșu în championship, dar poate juca în cupă. Doamne, de ce cu episodul ăsta și cu jocul ăsta? Când încep să mă oftic, serios. Bugetul nostru se mărește și nici măcar nu primim un milion pe portarul nostru, primim cred că doar 900.000. de mii, oh, 700 de mii, iertați-mă că am avut pretenții atât de mari, știm că am văzut un jucător cu 1,1 milioane, iar știm că după acest meci urmează o perioadă destul de liberă în care mai putem primi oferte, cred că ne vom băga să jucăm acest meci din campionat, dar înainte să intrăm, verificăm că suntem pe locul 1. nu avem nici măcar o înfrângere, suntem singura echipă din Championship care până la momentul actual nu are nici măcar o înfrângere, Producem extraordinar și intru și iese iar și intru și iese ca să fac și conferința de presă. Iar acum, pentru sper că ultima oară intrăm elegant și îl vedem direct pe Fluer de 71 cu Ilie care va trebui cumva să fie schimbat și poate prima ofertă pe acesta. Ghindhi este zeu, dar 69 OVR, oricum un apărător de rezervă, portar, nu cred că ni mai luăm, pentru că Marin la 65 OVR este destul de bun. Intrăm băieți în marea, marea partidă, dar nu înainte să fie, mamă ce jucător l-a udat 4 goluri în ultimele 3 partide. Nu este un jucător care atât, atât de rău, ne jucăm împotriva unei echipe care a mai fost acum câțiva ani prin Premier League, deci o să fie un duel foarte, foarte mișto și începe din nou, de data asta jucăm și noi la noi acasă. Jucăm pe stadionul nostru mirific și sperăm că nu ne mai întorc băieții. Ajunge direct oare mingea la Ghindovean. Capitanul nostru îl așteaptă pe Moldovean. Hai să-l vedem. Rapciuc în acest moment trece fără nicio grijă și pasează acolo lui Ghindovean. Iar capitanul nostru o trimite excelent Noroc s-a continuat nu s-a dat fault. Capitanul nostru marchează. E buni aici la noi acasă. M-am dat și prost ăsta portarul. Mă gândeam că este unul mai bun cel, dar că încolo... Câta spațiu liber. Da, avea portarul ce să-i facă. Ghindovean Darius. Cu al doilea gol în șase partide. Îl vedem pe Leco. Dar, bă, nu, v-am zis, v-am zis. Apărarea mea este prea zeuță acolo. Umelit puțin atacantul, nu a putut să ia mingea apărătorului, îl vedem din nou pe capitan care se descurcă bine, se descurcă foarte bine Hai din nou la ghindiovea și acesta cu o turpilă, 2 la 0, ce-a făcut capitanul meu, am vorbit rău de el Cum adică băi, 69 verede, zeuți domne, cam zeuți Nu știu ce s-a întâmplat acum, bă că pe ce dificultate jucăm portarul prost poziționat și apărătorul se ferește de capitan. Avem o echipă foarte bună și noi încercăm în acest moment să facem mult mai multe îmbunătățiri. Vedem că nici, nici măcar teca l-am dat și moldoveanul nostru a nu! balonul, aleargă Ilie, se duce Ilie, dar oare reușim la rotare? Nu. Dar în acest moment greșește și ce forfecă acolo a românului. Ah, aproape. Îl vedem pe Ilie la balon, Ilie îl simte foarte liber pe fluira și de data aceasta apără portarul, ca să știm că e, e un mai bunicel, când încolo... Am luat două goluri foarte simpluțe de la capitan. Hai să vedem o pasă printre Ghindiovean. Oare aproape de Hedrick? Nu, îi pasează lui Alex. Alex la fluiera și blocat. Da, nu reușim. Dar oare cine știe, adversarii noștri pot micșora din avantajul nostru. Bine, acolo Moldoveanu fa. Aproape, să-l vedem, brazilianul și el zeut, nu apărarea mea, Apărarea mea aproape când se descurcă pe când Marin 65 vere n-am cum să mă supăr pe el. 2 la 1, asta e. Și normal, dacă am la 44, foarte rapid se încheie și prima repriză din acest match. Mă trece foarte rapid și în ultima repriză din acest episod. După care trebuie să facem multe, multe transferuri, multe modificări. Că doar, na, am jucat cam puțin, un match și foarte puțin. Dar măcar vom face, băieți, transferuri, ceea ce o să fie destul de interesant pentru voi, sper. Vraciu, l așteaptă direct pe Ilie și ce poate să reușește acolo, vraciu meu. Bine, acolo, vraciu și-l vedem pe Ilie care nu se mai oprește și trece și se duce Ilie. 3 la 1 instant Bă, da, ce pas o dat Vraciu, bă, băiatule Bine, că, a, din păcate nu arată în reluare Dar s au descurcat destul de bine Și din nou portarul parcă s-a posturat cam slăbuț 3 la 1 pentru noi băieți Este bine să vedem oare pe brazilian Amaral Cam fraierit Și apără marin Băi asta vreau să văd de la portarul nostru Că de aia îl pune băieți să joace Donaruma de România, cum este marinul nostru cu potențial de 9-10, vrea mai să asta, dar nu contează, asta vreau să văd, cum are un reflex genial, cum reușește acolo să apere, vedem pe Rotariu care înaintează, Rotariu care n are o vedeță atât de bună, dar se -i duce acolo și Rotariu îi trimite direct lui Ghindiovan, dar... Nu poate acesta să dea hat deocamdată, dar totuși nu trebuie să ne subestimăm adversarii, era aproape Rotariu, dar bă nu, apărarea mea chiar e făcută cum trebuie, cel puțin titularis prea extraordinar, îl vedem pe Dorin, Dorin Rotariu cu runda a doua, direct la Vraciu, aproape, aproape acolo. A, dar din păcate a rămas Amaral de unul singur, dar ce să-i facă Amaral? 3 la 2 și ce face? Ne pune oare cu undulețul în poartă? Totuși aș face câteva schimbări, va intra Steven ca LB, chit că moldoveanul nu-și ca Zeus. L-a mai avut pe Rapciuc în care era cu petrolul în FIFA 21, dar bă băieți... Parcă în 22 chiar are e, statistici destul de bune și chiar joacă extraordinar. Deci, dacă nu era obosit, sigur mai juca. Ile a marcat, dar o să l lăsăm și pe Stoica, dacă tot l-am adus la noi la echipă și mai putem încerca o modificare, ori un Popescu, ori un Abraham, nu-mi place Abraham. Hai să-l pun pe Popescu, băieți. Să vedem ce va face și tânărul nostru jucător. A și capitanul și acum a realizat că nu trebuia să-l scot. Fapt am scos marcatorii. Aia că am fost creier în schimbări. Dar totuși acum că parcă sunt mai atent, n-ar strica să ne dăm pe ultra defensiv. Că nu avem de ce să riscăm. Ei vor totul sau nimic. Lui era stoi ca echipa este fix la fel, doar că jucătorul nostru Câmă, care cred că ar avea statistici mult mai bune dacă ar fi CDM, dar asta după aia e pe minus. Vedem că se descurcă destul de bine și ca apărător, dar o greșim acolo. Nu cred! Ce bară, ce bară, bă, băiatule. Și Steven ce-a făcut? O, o automat o lovit mingea de el. În continuare am emoții și, doamne, ce mă enervez dacă... Să avem mare, mare grijă. Mă ofte că mi-a luat gol în asemenea hal, dar nu este nimic. Riscăm poare totul sau nimic? Cred că ar fi o idee mai bună. Fluieraș cu rotare un atac, facem așa oare? De pe ultra defensiv ne băgăm drept pe ultra atac. Toată echipa mea dezamăgit. Bă, dar ce gol stupid mi-am luat. Și măcar dacă nu mi se deconecta joystick-ul, mi-a luat un nou cablu, dar V-am zis băieți, îmi pare rău, sper să nu fie atât de enervant pentru voi. Ultima fază se joacă chiar în acest moment. Ultima fază, îl vedem direct pe Burk. Pas greșit, Burk. Poate n-au uh, șansa unui contraatac. Ba da, au ei șansa unui contraatac, nu vine să crește. Nu este offside, băi! Nu vine să cred, dar măcar să nu o pierdem. Dăm a în spate 3 la 3. Am avut în acest episod, băieți, parte de două întoarceri foarte dramatice. Păcat că am fost eliminați din cupă cu 3 la 2 foarte stupid. Ilie vedem aici că a crescut, cred că a ajuns la potențialul lui maxim, exact la 73 OVR. Demir devine jucător că am, pentru că oricum nu l-a mai pus să uh, joace în bandă, dar îl punem la antrenament noi la pasie. Dar la prima vedere pare că 71 OVR este potențialul lui maxim. Award la Barcelona pleacă la Leicester pentru 100 și ceva de milioane, am înțeles. Lewandowski pe aproape 100 de milioane și el la Manchester United. Băi, suntem în sezonul cu numărul 3. Lewandowski are în 35 de ani, 35 de ani și a plecat pe aproape 100 de milioane. Extraordinar. Noi în acest moment am vândut jucători de 8,2 și am adus jucători de 2,8. Ilie primește ofertă de transferuri în Brazilia la Atletico Mineiro. Bă, în Brazilia? Dacă el vrea să se ducă acolo, noi îl transferăm, de ce nu? Voi întreba de un 6 milioane de început și vedem că nu prea o să meargă uh, negocierea. Și, pa, da, aproape 6 milioane. Mă gândeam că nu o scot nici măcar 5,5, dar Alexandru Ilie pleacă pentru aproape 6 milioane. Este momentul nostru să ne aducem o bandă stânga mult mai bună, dar trebuie să vedem acum pe cine vom transfera și să sperăm că se vinde jucătorul și da, și prima ofertă și pentru Radu apărătorul nostru. Cred că în Portugalia întreb de 1,4, cred că nu o să de mai mult de 1,1, întreb și acceptă totuși 1,3. Tot spre surprinderea mea, Nicolae Radu va pleca și el, deci ne va trebui un apărător de rezervă, ne-ar trebui o bandă stânga titular, te vedem pe Abraham acolo. Rico, englezul Rico, poate fi un jucător interesant. Florinel Coman, cine știe, oare Florinel de la Torino poate să facă figura, un englez de rezervă, vom vedea pe cine vom aduce, poate pe George Pushka și poate pe Denis Alibec, Teo Corbeanu nu are șanse să vină la noi, pe Kent, oare să ajungem ca bandă stânga pe Kent, dar nu știu cât valorează, hai să încercăm la Kent. La postul cu echipier băieța lui Yanis Hagi, putem încerca cu un schimb la Rotario, poate mă anunță, Hai că avem bani de weekend, avem de rupem. Când verificăm așa jucătorii, parcă aș încerca puțin și la Elliot, la jucătorul celor de la Liverpool. jucătorul care a fost la Academia lui Liverpool poate vrea să joace de ce nu și la FC România. Avem bani și de el, este și normal. Mă gândesc totuși să-l aduc pe galezul Johnson. Ar fi un transfer destul de interesant jucătorul la Academia celor de la Atletico de Madrid un transfer destul de bun să vină în și mă gândesc unde poate juca. Eu sunt ei Johnson. O să încerc să-l achiziționez să văd dacă pot scoate o sumă destul de micuță, dar mă gândesc că el nu joacă la acea echipă. Deci dacă nu joacă, uitați, evident îl putem lua uh, mult mai ieftin. Voi întreba de un 8, uh, fără un 8% dintr-un viitor transfer, vedem că nu reușim. Cel mai probabil negocierile noastre se vor opri când o să întreb de un 8,5% sau acceptă? Eu mă gândeam că sunt presc zis, Băi, nu mai știu să mai fac negocieri, să ne la cap. Johnson, 8,5. Am înțeles. Îl vedem și pe Amat Diallo, dar acesta nu joacă pe partea stângă. Johnson joacă și pe stânga, și pe dreapta, și pe mijloc. Unde prinde el? Îl avem pe Gomez. Ar fi un transfer destul de bun și acesta. Englezul Gomez oare va putea să vină la noi, dar nu știm cât valorează. Trebuie să cerca așa cu un rotariu afla suma valorează destul, destul de puțin. O să întreb de un 7 milioane și vedem că nu suntem departe, dar nu mai schimbă băieți suma 7 milioane, 7,7, hai să zic și un 7,5 și... Nu vor să oprească. 7,5 din nou și vedem că acceptă. Avem un jucător de 8,5, unul de 7,5. Dar buba este că nu știm cât o vere are Gomez. Johnson totuși are 74 VRE la 22 de ani. Dar mai avem un jucător băiți. Florinel Coman. Cât valorează doare Florinel Coman? Vom afla asta chiar acum și o să întreb de un 7,5. Dar diferența este că mă gândesc că Florinel Coman joacă la acea echipă. Și dacă joacă, normal, normal că este un jucător mult mai scump. Da, el jucând la acea echipă, vedem că putem scoate fix cât valorează el și are un OVR totuși mai ridicat. 8,5 pe Florinel Coman, la 75 OVR dar 25 de ani. Gomez sigur dispare din calcul și mai rămâne la Johnson și la Florenel Coman. Până acum nu l-am mai avut niciodată pe Florinel Coman la nicio carieră, dar ce avem de pierdut băieți? Florinel Coman. Vă zic cât pot sincer, sper să vă placă acest transfer, va fi de crucial. 4 ani la noi, cu șansa de a promova în Premier League și normal că va avea cel mai mare salariu de la echipă, cel mai probabil, un 25.000 pe săptămână, atenție! Eu o să-l întreb din nou ca să nu refuze, iar Florinel Coman este noul nostru șeptar. Sper că vă place, băieți, acest transfer pe care l-am făcut. Florinel Coman, inevitabil jucătorul cu numărul 7 și vedem că încă mai poate evolua, poate să mai crească și în stamina, sperăm doar să nu se accidenteze. Radu de bea acum s-a vândut și mai primim aproape un milion, este perfect, noi putem face câteva modificări și aș vrea, cum am și zis, un atacant de rezervă. Haideți să încercăm să-l transferăm pe George Pușcaș, pentru că acesta ce se vedeți joacă în Championship, deci ar fi un transfer mai interesant, direct, uite, Abraham cu schimb, nu-l vor, băi, nu-l vor. Credeam că o să scăpăm direct, dar nu reușim așa. Atunci ne dăm un alt atacant de rezervă, alături de 1 milion și vedem că acceptă. George Pușcaș vine la fece românei ca să avem numai jucători români, băieți, în atac. Haideți să mai scot din cei pe care oricum nu am cum să-i aduc. Cărjan, nu cred că va fi adus la noi. Rațiu, decât pe poți, adică, mă, Gabriel. Un englez pe nume Gabriel, ar fi destul de bun pe porția de câbă, să fie oare câbul nostru de rezervă. După părerea mea, cred că ar fi extraordinar să avem un Gabriel acolo în apărare. Haideți să luăm foarte rapid și pe pușcaș, vedem că accept un salariu foarte, foarte mic. Pentru că oricum noi avem salarii mici la echipă, dar totuși pe final parcă avem și un mijlocaș pe care l-am putea aduce. Asta până acum liber de contract. Haideți să-l și pe la echipă, să avem foarte, foarte mulți jucători. Am făcut mai multe transferuri decât aș fi vrut, dar nu este nimic. Îi vom da 12.000 pe săptămână, iar jucătorul, fost un jucător al Chelsea, acceptă să vină la noi. Iar în acest moment echipa noastră arată foarte bine cu flueraș care a evoluat, este extraordinar. Cu opa, 77 OVR pentru jucătorul acesta. Avem câțiva jucători destui de slăbuți pe care nu am reușit să-i vindem ca să facem modificări pe cinste. Ruma, din păcate, vei pleca. Iar pe AZV2 cred că o să-l păstrăm. Ai care și potențial, poate reușim cumva să-l vindem. Avem mulți jucători împrumutați, avem jucători foarte fine băieți. Păi băieți, sper că v-au plăcut modificările pe care le-am făcut la această echipă. Sper că vă place această carieră și sper că doriți episoade în continuare. Mai avem două ori de transferuri, iar în cel mai rău caz, dacă nu suntem mulțumiți de un jucător, ce să vedeți, o să putem foarte lejer să luăm pe cineva liber de contract. Dar oricum, dacă vă plăcut acest episod și vreți episod în continuare să postăm în continuare, să trecem de această mică pauză pe care am avut-o, dacă vreți episod în continuare, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat și pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare de fiecare dată când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!